Scriem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni și citim capitolul 3. Coloseni, capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Că cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, contextul versetelor pe care le-am citit din Coloseni, capitolul 3, se leagă de revenirea Domnului. Se leagă de poziția noastră în pragul eternității, al veșniciei. Ultimul verset pe care l-am citit și cu care vreau să încep spune că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Este vorba de judecata lui Dumnezeu. În versetul 6 spune, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Știm că este gata să se arate
mânia lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și mânia lui Dumnezeu se va revărsa cu o furie fără precedent în istorie peste cei care nu ascultă de Dumnezeu. Versetul 3 și 4 spune căci voi ați murit și viața voastră, adevărata voastră viață, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci de foarte multe ori întrebăm, unde e viața aia? Unde e viața? Unde e viața? Că și noi ne îmbolnăvim. Și noi murim. Și pe noi ne dor toate cele. Dragii mei, adevărata noastră viață nu este aici și acum. Adevărata noastră viață este, dar este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și ascultați versetul 4. Când se va arăta Hristos viața voastră, că El e viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Iată, dar contextul acestui capitol, Coloseni capitolul 3, se referă la judecată, la mânia lui Dumnezeu. Se referă la adevărata viață a celor care îl slujesc. Și acum ascultați, versetul 24. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Aceste câteva versete, 24, 25 și apoi 3, 4 și 6, stabilesc contextul întregului pasaj legat de adevărata noastră viață, judecata lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu împotriva fiilor neascultării. Pentru că duminica trecută am vorbit despre aceste zile din urmă și vom continua și de seară. În dimineața aceasta, având în vedere că suntem la cina Domnului, aș dori să vă prezint trei priorități, trei preocupări esențiale în viața unui credincios în aceste zile din urmă. Vă rog să observați. În ciuda limbajului dur, pe care la prima vedere l-am atribui oamenilor din afară, oamenilor de pe stradă, oamenilor din stadioane, oamenilor din baruri. Pasajul acesta se adresează credincioșilor, unor credincioși care au abandonat prioritățile de esență ale vieții de credință și care au nevoie de o întoarcere la cărările cele vechi. Vă aduc aminte că și poporul Israel a avut o asemenea cădere și prin proroc, prin Ieremia, le-a spus întoarceți-vă la cărările cele vechi, stați în drumuri și întrebați care sunt aceste cărări ca să puteți umbla pe ele? Dar ei au zis, nu voim, nu vrem. Nu vrem. Nu vrem. Probabil cineva ar vrea să spună, frate, noi n-am spus niciodată că nu vrem. Vreau să vă spun că nu cred că pe Dumnezeu l-ar deranja așa de tare nu vreau-l cuiva care pe urmă stă și se gândește mai bine și zice, știi ce? Vreau, de fapt. Decât atitudinea unui om care mai și dă din cap, dar nu face pentru că nu vrea. Știți că doi fii au fost chemați de stăpân, de tată. Tu du-te și fă lucru cu tare. Și unul a zis, mă duc. Și nu s-a dus. Altul a spus, nu mă duc. Și pe urmă a
și s-a dus. Nu știu de câte ori ai spus nu vreau, nu neapărat cu gura, ci cu fapta. În contextul acesta apocaliptic, că Biblia spune când veți vedea toate aceste lucruri, să vă ridicați ochii spre cer. Să vă schimbați prioritățile, să vă schimbați agenda, calendarul. Și ascultați textul acesta prezentându-ne trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le avem în vedere în aceste zile din urmă. Vă repet, și cred ce vă spun, nu mai avem zeci de ani. Nu avem zeci de ani. Cuvântul Domnului spune, acum 2000 de ani, bisericii, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Ceea ce vom face cu timpul și cu viața noastră, astăzi, sau începând de astăzi, va determina unde e viața noastră. Primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este o regenerare spirituală. O regenerare spirituală. Din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere comportamental. Ea este mai întâi spirituală și apoi se vede în comportamentul nostru. Versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ce fel de componentă este aceasta? Este o componentă materială, fizică sau spirituală? Este o componentă spirituală. Noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre. Și aici este vorba de înviere din punct de vedere spiritual. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați. Deci iată, componenta spirituală și componenta comportamentală, adică aplicația a ceea ce se petrece în interiorul nostru. Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Am spus mai devreme că viața noastră este cu Hristos în Dumnezeu și de fapt viața noastră este Hristos. Domnul spunea, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Ce este din inimă? Gândurile. Și ascultați ce spune versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dragii mei, e foarte greu să cuantificăm gândurile noastre, să le măsurăm în timp, în intensitate. Dar ca o notă generală, atunci când ne evaluăm din punct de vedere spiritual, cred că fiecare dintre noi avem idee unde ne sunt gândurile, încotro se îndreaptă gândurile noastre. Și eu vă spun că n-ar trebui să stăm de vorbă cu oamenii mai mult decât stăm de vorbă cu Dumnezeu. N-ar trebui să punem mai mult suflet succesului nostru material decât entuziasm punem creșterii noastre din punct de vedere spiritual. Nu ar trebui
să lăsăm mintea noastră să gândească mai mult la lucrurile de jos decât gândește la lucrurile de sus. Adevărul este că avem nevoie de o regenerare, de încă o regenerare. Noi am trecut prin nașterea din nou. Nașterea din nou este momentul în care am murit împreună cu Hristos față de păcat și am înviat la o viață nouă, la o trăire nouă. Am devenit duhovnicești și nu mai suntem lumești sau firești. Acum, diferența între lumesc, firesc și duhovnicesc este și o diferență cantitativă, cât investim în firesc și cât investim în duhovnicesc, dar și calitativă. Cât entuziasm, cât suflet punem, câtă intensitate, câtă energie consumăm în dimensiunea firească a vieții, spre deosebire de cea duhovnicească. Eu nu spun să mâncăm, mai devreme se vorbea despre a mânca pâinea de la masa Domnului. Acum toți suntem la biserică și stăm câteva ceasuri și în cadrul serviciului de biserică vine farfuria cu pâine. Cât îți ia să iei o bucățică de pâine și să o mănânci? Vă mai cer o dată iertare, dar nu pentru că să pot să spun ce spun, ci pentru că vreau să spun frumos lucrul ăsta, dar în același timp și să-l înțelegem. Bucățica aia de pâine pe care o mănânci la cina Domnului nu te ajută decât în măsura în care mănânci în fiecare zi pâinea asta. Și n-ar trebui să mănânci mai multă pâine la masă decât la masa firească a vieții tale, decât mănânci din pâinea asta. Pentru că dacă pâinea fizică e prioritară pentru supraviețuirea fizică, pâinea care se coboară din cer la masa Domnului este bucățica de pâine și în fiecare zi este cuvântul care este Hristos și care trebuie consumat pentru supraviețuirea spirituală. O verificare foarte simplă este... Eu am avut probleme când a fost glucoza prea sus. Și după aia am început să am probleme când a fost glucoza prea jos. Știți că mai rău te simți când îți scade glucoza. Transpirații reci, tremuri și nu ești bun de nimic. Sunt simptomele organismului care strigă după hrană, după mâncare. Și trebuie să te grăbești. N-ai timp de pierdut. Că dacă ai ajuns undeva pe la 60, ești în pericol. Dragii mei, există vreo alertă în organismul tău spiritual care țipă după mâncare? După mâncare spirituală? Sau avem impresia că putem trăi din predici? Atenție! Predicile dau ghid
și interpretare și explicare și lămurire cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu înlocuiesc hrana zilnică pe care fiecare dintre noi trebuie să ne-o administrăm cercetând personal scripturile. Suntem în vremea din urmă și vremea din urmă e pentru pocăiții cu o inimă mai aleasă. O inimă care este concentrată în sus pentru că acolo îi stă comoara. Și creștinii cu o inimă mai aleasă verificau până și ce li se predica la biserică, nu de oricine, de Apostolul Pavel, ca să fie convinși, să fie siguri că ceea ce li s-a spus e adevărat, dar mai mult, pentru ca să-și primească hrana zilnică și permanentă și personală. Componenta aceasta a regenerării spirituale de care avem nevoie în vremea de astăzi trebuie combinată cu ceea ce auzeam mai devreme despre frica sau teama de Domnul. Am spus și vreau nu să pun în paranteză, să scot din paranteză acest adevăr. Mulți vin și întreabă: frate, cum să scăpăm de această dependență, de această obsesie, de acest păcat de care nu mă pot dezlipi? Ca un om simplu și mai mult sau mai puțin educat în ale filozofiei, eu le spun: păi citește Biblia tot timpul, roagă-te, rupe-te de contact cu lucrurile care îți creează oportunitatea de a păcătui, îndepărtează toate legăturile care te pun pe traiectoria comiterii acelui păcat. Și ține-te de biserică. Le cad obrajii. Exact ca lui Naaman. Le cad obrajii. Bine, am venit la un pastor care se pretinde, care să zică să citesc Biblia, să mă rog să vin la biserică, să... A? Puteți să vă duceți la 10.000 de consilieri, psihologi, pastori și experți în consiliere. Pot să vă treacă prin programe de treapta 1, treapta 2, treapta 9, treapta 100. Pot să vă spună mii de descântece, ce să ziceți, când să ziceți și cum să ziceți. Vrei să scapi de lucrurile astea, vrei să fii regenerat spiritual, citește cât mai mult scripturile, roagă-te, vină la biserică și taie funiile de care este agățat păcatul din viața ta. Rupe-i cârligele. Dacă există o persoană care te târăște la rău, rupe relația. Dacă este un anumit timp din zi când te plimbi pe acoperișul casei și vezi ce nu trebuie să vezi, dă-te jos de pe acoperișul casei și du-te și roagă-te cu cineva. Pentru că așa se rezolvă problema asta. Așa se produce regenerarea spirituală. Dacă primul lucru pe care îl faci dimineața te uiți la news, cu news-urile vei rămâne în cap toată ziua. Și uite așa o să zboare bila aia aici în cutie. Este o cutie. În cutia asta o să zboare bila aia. Pum, pum, sus, jos, buf, izbește în toate părțile. Cremă îți face creierul. Ți-l face cremă.
ci vei trăi sub imperiul și sub obsesia ce o să fie, cum o să întâmple, unde se duce economia, încotro, ia uite ce s-a mai întâmplat. Dar dacă primul lucru dimineață iei cuvântul lui Dumnezeu, fraților, îl aveți peste tot, îl aveți și pe telefoanele celulare. Ce, l-ai deschis? Pac! Sunt programe care și dau versete zilnice. Când ai citit acel cuvânt al lui Dumnezeu, ei, și atunci începe să umble încoace și încolo bila, se duce peste tot în cutie, dar și ce face? Îți ordonează lucrurile, le pune în ordine, le mișcă, le așează și face cremă, le bate pe gândurile rele și pe păcate. Praf și pulbere le face. Cuvântul ăsta, că nu eu spun, Hristos a spus că acest cuvânt are putere de transformare în el însuși. Și acum, odată ce din punct de vedere spiritual ai trăit această regenerare, ea se aplică practic în viața ta. Și spune de la versetul 5, de aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Nu m-am gândit să spun lucrul ăsta, dar mă gândesc acum. Să-l spun sau să nu-l spun? Obsesiile noastre cu privire la metode riscante de a ne îmbogăți. Obsesiile acestea nu vin de la Dumnezeu, nu sunt în planul lui Dumnezeu și nu sunt bune pentru viața noastră. Noi nu putem predica în biserică și nu putem profeți în biserică stock market, nu că ar fi un păcat. Cryptocurrency și babiloniile astea care merg când în cer, când sub pământ, când la tavan, când în pivniță. Și știi ce se întâmplă? Vă spun eu ce se întâmplă. Unii câștigă și unii pierd. Dar nici la unii, nici la alții nu le bate inima pentru cer. Și prințul și cerșetorul sunt înfășurați în aceeași plasă a lăcomiei. E treaba ta ce faci cu viața ta. Însă dacă vrei să te lipești de cer, bucură-te de binecuvântările lui Dumnezeu. Și știi ceva? Dacă chiar intri într-o afacere riscantă, știi cum se demonstrează că inima ta e lipită de cer? Când banii pe care i-ai băgat acolo și i-ai pierdut, nu-ți răpesc pacea, bucuria mântuirii și liniștea sufletească și relația cu Dumnezeu. Râs că i-ai pierdut, cum ai fi râs dacă câștigai?
Dar dacă după ce i-ai pierdut, te enervezi, te împietrești, dai vina pe Dumnezeu, dai vina pe proroci, dai vina pe predicatori, dai vina pe biserică, nu mai ai chef de rugăciune, nu mai ai chef de predică, nu mai ai chef de cântat, de nimic. Ne pune praful pe Biblie și pe viața ta spirituală. Trage tu concluziile. Din nou, faci ce vrei cu banii tăi. Vrei să-i arunci? Aruncă-i. Dacă vrei să-i riști, riscă-i că sunt ai tăi. Și lui Anania și lui Safira i-a spus Petru, nu poți să faci tu ce vrei cu ce-i al tău? Dacă e al tău, dă cu ei de pereți. Dar când i-ai pierdut, nu te târâ pe pământ. Vino aici, ridică mâinile și laudă-l pe Domnul. Ca altfel, ai căzut în plasa asta lăcomiei. Și ce face lăcomia? Te face să sări în sus de bucurie și să te dai de pământ când îți merge și când nu-ți merge. Asta e viața pe care o vrea Dumnezeu la copiii lui în vremurile din urmă? Un carusel din ăsta care ne ducă până în gloriile cerești și până în locuința morților? Nu! Nu! Și iarăși nu! I-ai pierdut, fi fericit fără ei, ia-o de la capăt și du-te înainte. Ia zi, Domnul a dat, Domnul a luat, n-a luat Domnul că ai dat tu cu ei de-a zvârlita. Dar e ok, fie numele Domnului binecuvântat! Vă rog să nu mă iertați că am zis lucrurile astea, că le zic din inimă, că i-am văzut pe prea mulți dărâmați, cu semne de întrebare existențiale, făcuți praf, certuri în familie, ți-am zis să nu, ți-am zis să da. Ăsta e scopul lui Dumnezeu în zilele din urmă pentru noi? Versetul 7. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de bârfă. De bârfă, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Aici fac o paranteză. Fraților, ok, nu mai putem de bine, ne arde de râs. Asta ne ferească Dumnezeu de glume proaste și de vorbe rușinoase. Și când îl auzi pe unul că spune o poantă mizerabilă, nu râde, nu râde cu el, că te faci părtaș cu el. Nu, trebuie să ne fie rușine, de-aia spune că sunt vorbe rușinoase. Sau înjurături. Am mai spus odată și de înjurături, le pocăiești. Am schimbat o literă, am adăugat alta, am pus o virgulă, am scos o virgulă, și ci că vorbe nevină, nu, sunt înjurături. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Dacă din punct de vedere spiritual s-a produs această regenerare și omul cel vechi l-ai dat la o parte și te-ai îmbrăcat cu omul nou, nu mai poți să minți.
Versetul 10. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut, adică devenind din ce în ce mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos. Regenerare. Regenerare din punct de vedere spiritual și comportamental. În al doilea rând, reconciliere. Versetul 11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Din punct de vedere comunitar, trebuie să existe o omogenizare. Sunt foarte multe garduri între noi. Gardurile acestea care apar între noi vin din anumite aspecte proveniență, în ce regiune a țării am venit, din ce biserică am venit. Știți că există de multe ori șovinism între oameni care vin din două biserici diferite din același oraș. Aici nu mai este. Trebuie să existe o reconciliere în trupul lui Hristos și să devenim orbi față de aceste diferențe. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, versetul 12. Sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Toate acestea sunt, factori spirituali care contribuie la armonia în biserică. Și dacă sunt lucruri care ne-au divizat și ne-au făcut să ne uităm urât unii la alții, trebuie să existe o reconciliere. Dacă suntem un trup și dacă luăm dintr-o pâine, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Vorbeam mai devreme de regenerare, de ceea ce se petrece în inimă, lucrurile de sus. Ei, toate aceste calități trebuie să intre, să inunde caracterul nostru, să producă o reconciliere. Aici cuvântul Domnului vorbește nu numai de reconciliere în plan comunitar sau personal, în relațiile personale, ci în relațiile familiale. Nevestelor, bărbaților, copiilor, părinților. Știți că în ultima carte a Bibliei, a Vechiului Testament, în Maleahi, spune, voi trimite înainte de zilele mâniei lui Dumnezeu. E foarte adevărat că a venit Ioan înainte de Domnul Iisus Hristos ca să producă această reconciliere. Dar acolo e vorba de ziua mâniei lui Dumnezeu. Zice, voi trimite pe Ilie, uitați-vă la cei doi martori. Unul din semnele lor este că fac să vină foc din cer peste dușmanii lor. Este iarăși puterea lui Ilie acolo. Înainte de ziua înfricoșată, ca să îndrepte inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți și să nu lovesc țara cu blestem. În biserică trebuie să existe aceste reconcilieri între soț și soții, între părinți și copii. Reconciliere la nivel de familie și apoi social, chiar profesional, robilor, stăpânilor, colegilor, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Iată dar, regenerare, reconciliere și în al treilea rând, rededicare. Rededicare din punct de vedere devoțional. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Asta înseamnă veniți la părtășie, la biserică. O rededicare față de biserică.
Este foarte clar că din punct de vedere spiritual, scopul pandemiei și al mandatelor a fost să distrugă legătura frățească, părtășia bisericii. Problema nu este sau nu stă în pandemie și în mandate, ci în atitudinea credincioșilor care foarte ușor s-au dezobișnuit de biserică. Și foarte plăcut le-a fost să stea acasă. Mai ai fi crezut că la unii tare le-ar fi plăcut să mai dureze toată tărășenia asta un pic. În societatea americană, lucrurile sunt tragice. Tragice. Majoritatea oamenilor au abandonat biserica. Ne afectează și pe noi. Și vă spun cum se manifestă aceste strategii. Sunt unii de dimineață, sunt alții de seara, că venim odată, venim a doua oară. Există parcă o suprasaturare a credincioșilor când este vorba de venirea la biserică. Ori aici cuvântul Domnului spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug, din abundență, să nu te saturi niciodată de prezența Domnului, de propovăduirea cuvântului, de psalm, de cântări de laudă, de cântări duhovnicești, de părtășie, de legătura frățească. Trebuie să existe o rededicare, frați și surori, o hotărâre personală, că adică am să mă țin de biserică, am să mă țin de repetiții, am să mă țin de slujire, de activități, că spune mai departe, este și o rededicare nu numai din punct de vedere devoțional, să venim să ne închinăm, dar din punct de vedere al slujirii, funcțional, pentru că fiecare mădulare are o funcțiune în trupul lui Hristos, are o slujbă, are o activitate pe care nu trebuie să o abandoneze, să o părăsească. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Știu că trăim vremuri apocaliptice și că sunt lucruri mai interesante decât astea. Sunt întrebări majore pe care le avem. Am răspuns și mai răspundem la unele. De seară vorbim despre vremea necazului cel mare și prezența bisericii, parțială sau plenară. O să discutăm despre lucrurile astea din perspectivă biblică. Dar în dimineața asta, stând la masa Domnului, trebuie să existe o cercetare personală a mea, a ta, pentru că vrednicia de a sta la masa Domnului nu poate fi câștigată într-un mod pasiv. Am capitulat. Doar declarativ. Nu merităm. Nu spunem de fiecare dată că nu merităm? Am fost vreodată la cină să nu spunem că nu merităm? Spuneți, fraților, am făcut vreodată cină în biserica asta fără să nu declarăm sus și tare că prin vrednicia noastră nu merităm? Am spus de fiecare dată lucrul ăsta, da sau nu? Sigur că l-am spus. Dar... Nu înseamnă să stăm cu mâinile în buzunare, facem ce vrem noi și când venim la cină, nu merităm. Și după o lună de zile de nimic scriptură, nimic dumnezeiesc, nimic spiritual, nimic duhovnicesc, l-am păcălit pe Dumnezeu cu... Nu merităm, datorită ție. Datorită mie, de pe întâi până pe 31, sau de când e cina până pe 31, sau 30, nu? Ce ai făcut cu pâinea pe care ai mâncat-o, cu rodul viței pe care l-ai sorbit? Ce-a produs în tine? Frați și surori,
Știu că prin meritele Domnului Iisus. Dar bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și pocăința astăzi înseamnă o privire adâncă în partea spirituală, în dimensiunea spirituală a existenței noastre. Pentru că trebuie să existe o regenerare, trebuie să ne întoarcem la lucrurile, transformările care s-au produs atunci când l-am primit pe Domnul, lucrurile de care ne-am lăsat, în care nu mai trăim și în care nu mai trebuie să trăim. Lucrurile pe care nu trebuie să le facem, dar și lucrurile pe care trebuie să le facem, în care să trăim, pentru că dacă e casa goală, vine Duhul încă șapte și starea de pe urmă e mai rea decât cea din tâi. O stare de reconciliere. Soții și soțiile, iubindu-se și respectându-se, copiii ascultători de părinți, părinții purtându-se cu înțelepciune în familie. Atenție la relațiile la locul de muncă. Să nu-i trișăm pe șefii și patronii noștri. Să nu-i nedreptățim pe angajații noștri. În afacerile și în tranzacțiile noastre, să fim cinstiți și corecți. Și întrucât atârnă de noi să căutăm pacea. Și să trăim o rededicare pentru Dumnezeu. O întoarcere la valorile și activitățile zilnice ale vieții de credință, care aduc belșug spiritual în viața noastră. Pentru că dacă vom face așa, vom afla multe lucruri, vom vedea multe lucruri și când le vom vedea și ne vom da seama că le știm din Scripturi, că sunt lucruri apocaliptice, că sunt vremurile din urmă, că sunt zile rele, Biblia spune că ne vom ridica ochii spre cer. Zice, ridicați-vă ochii spre cer, de unde vine izbăvirea voastră? De unde îți va veni izbăvirea în vremurile apocaliptice? De sus sau de jos? De la oameni sau de la Dumnezeu?